2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 10. Căci știm că dacă se desface cortul pământesc, care este casa noastră, avem în ceruri o clădire de la Dumnezeu, o casă veșnică care nu este făcută de mâini. Și suspinăm în cortul acesta, plin de dorința să fim îmbrăcați cu locuința noastră din cer. Dacă, într-adevăr, atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți voi. Căci noi care suntem în cortul acesta suspinăm, fiind apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, astfel încât ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul ca o garanție. Așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere. Știm că dacă suntem acasă în trup, suntem absenți din prezența Domnului. Căci noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta și să fim acasă cu Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne împărțișem înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rău pe care l-a făcut când trăia în trup. 2 Corinteni, capitolul 5, este o continuare a mesajului din duminica trecută. Cei care au fost duminica trecută seara, am vorbit despre chemarea lui Dumnezeu și aceasta este partea a doua, chemarea lui Dumnezeu. Chiar dacă omul nu mai duce o viață așa de nobilă, a zice, așa de fericită pe pământ ca la început, viața pentru care l-a făcut Dumnezeu, chiar dacă viața omului în ceea ce privește calitatea ei se degradează, totuși Dumnezeu îl iubește pe om și dragostea lui Dumnezeu se vede și stă în faptul, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu și noi îl căutăm pe Dumnezeu și noi ne ducem după Dumnezeu să-L chemăm, ci exact invers, chiar dacă noi suntem păcătoși și viața omului se degradează, se vede dragostea lui Dumnezeu în faptul că Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu ne caută. Și de aceea am învățat despre aceste chemări a lui Dumnezeu. Am pregătit, de fapt, acum mi-am amintit, am să rog pe tine, pe Beniamin și pe Petricior să mă ajute, am pregătit și niște tabele, ați mai primit asta, o să amintim câteva lucruri de aici și am să vreau să vă luați acasă, să studiați, dacă vreți, dacă mai rămân să puneți acolo în spate. Deci Dumnezeu este Cel care ne caută, Dumnezeu este Cel care ne cheamă, Dumnezeu este Cel care strigă după noi. Nu noi am căutat pe Dumnezeu. Doamne, scapă-ne, Doamne, mântuiește-ne, Doamne, ajută-ne să facem așa și așa. Ci, spune Biblia, dragostea stă în faptul că El a trimis pe Fiul Său mai întâi și acesta a murit pentru noi. După ce omul a păcătuit și a rupt relația sa cu Dumnezeu, n-a fost Dumnezeu Cel care s-a ascuns de om. Haideți să ne amintim în grădina Edenului. Omul a călcat porunca și legea lui Dumnezeu. Și după aceasta nu a fost Dumnezeu Cel care nu l-a mai căutat pe om. Nu a fost Dumnezeu Cel care s-a ascuns și n-a mai putut să răspundă omului. N-a fost Dumnezeu care a plecat de acolo. Ci a fost omul Cel care s-a ascuns de Dumnezeu. Adam s-a ascuns. Și tot așa, nu a fost omul Cel care a strigat după Dumnezeu. Doamne, unde ești? Scapă-mă! Am păcătuit! Uite ce am făcut! Te rog să mă ierți! Nu! Nu omul a chemat pe Dumnezeu, ci exact invers. Dumnezeu a strigat pe om. Adame, unde ești? Dumnezeu l-a chemat pe om. Pe omul pe care îl făcuse și care acum se stricase, își stricase calea. Dumnezeu, de aceea, ne spune Scriptura în Vechiul Testament și trebuie să ne amintim și să înțelegem, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Noi suntem păcătoși, toți oamenii au păcătuit, dar Dumnezeu spune, doresc eu oare moartea păcătosului? Și răspunsul este nu. Dumnezeu dorește întoarcerea păcătosului cu pocăință. Am văzut săptămâna trecută că această întoarcere înseamnă pocăință. Dumnezeu dorește ca păcătosul să se întoarcă din calea lui și să trăiască. Dar dacă nu se întoarce, dacă nu se pocăiește, într-un final va muri. De aceea, prima chemare a lui Dumnezeu pentru toți oamenii
și am învățat despre această săptămână trecută, este chemarea la pocăință. Și am văzut acolo în Evanghelia după Marcu, da? Evanghelia după Marcu sau Matei, nu mai știu cum am citit. 4 cu 17, Matei? Da, Matei 4 cu 17. Domnul Iisus Hristos spune, pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Și în Marcu, la capitolul 1, spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este chemarea lui Dumnezeu la mântuire. Este adresată tuturor oamenilor, pentru că Dumnezeu ne iubește. Veniți, spune El, veniți aici, pocăiți-vă. Împărăția celor este aproape, fiți mântuiți, ieșiți din mijlocul acestei generații stricate. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii la mântuire, dar nu îi forțează. Spuneam săptămâna trecută, Dumnezeu este ca un gentleman. El te invită. Nu te bagă cu forța, nu te forțează. Dar El îi cheamă pe toți oamenii la mântuire. A doua chemare a fost pentru cei mântuiți, cei care răspund la prima chemare, cei care se pocăiesc, se întorc de pe calea lumii acesteia la Dumnezeu, sunt născuți din nou și Dumnezeu îi cheamă pe aceștia la consacrare. Tot s-a vorbit și în seara aceasta și de dimineață despre predarea vieții. Aceasta este chemare pentru cei mântuiți. Și în Matei capitolul 5, acolo unde am citit noi, Domnul Iisus îi cheamă pe cei doi frați, Andrei și Petru. Am văzut, nu era chemarea la mântuire, ei fuseseră mântuiți cu un an mai devreme, în altă circunstanță, dar acum s-au întors și își făceau meseria pescar cu tatăl lor și Domnul Iisus spune, lăsați toate astea și consacrați-vă viața în slujba mea. Și eu am o meserie pentru voi, pescar de oameni pentru ei, alte lucrări pentru alții. Pentru fiecare dintre cei mântuiți, Dumnezeu are o chemare la slujire, o chemare la lucrare specifică. Dar înainte trebuie să lași totul și să fii la dispoziția Domnului orice are El pentru tine. Și aceasta este chemarea la slujire. Dacă voiește cineva, zice Domnul Iisus, dacă voiește cineva să mă urmeze, dacă voiește cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea fiecare zi, și să vină după mine. Dacă cineva nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, zice Domnul Iisus. Este această chemare la consacrarea vieții. Și Dumnezeu îi înzestrează pe toți creștinii, pe toți cei care sunt mântuiți, Dumnezeu îi înzestrează cu daruri speciale, cu daruri spirituale, pentru slujirea pe care o are pentru ei. Și Dumnezeu îi și cheamă apoi pe cei care sunt interesați. Din nou, nici aici nu forțează pe nimeni. Sunt mulți dintre cei mântuiți care nu au auzit chemarea Domnului la slujire. Frate, pe mine nu m-a chemat Domnul, nu știu ce are pentru mine. Asta nu este din cauza că Domnul nu are nimic pentru ei, ci din cauza că ei nu sunt interesați și nu au timp și nu ascultă cuvântul și nu s-au consacrat. Nu au zis, Doamne, iată-mă, trimite-mă, sunt la dispoziția Ta, nu mai vreau să am nimic în viața asta, doar să fac voia Ta. Dar în momentul în care creștinul își consacrează viața, Dumnezeu îl face să audă chemarea specifică la slujire și arată ce are pentru el. Și în sensul acesta, El lucrează prin el. Așa cum spunea și Filipenilor, nu suntem noi cei care facem lucrarea și El o face prin noi, prin Duhul Sfânt, prin darurile spirituale pe care le pune în noi. Noi trebuie doar să ne lăsăm, doar să ne predăm. Cine are urechi de auzit, să audă. Domnul îi cheamă pe toți cei mântuiți la slujire, dar nu îi forțează. Sau, mă rog, vrea să-i cheme pe toți. Așa cum am spus, cei care sunt dezinteresați, nici măcar nu ajung să audă această chemare. Nici măcar nu ajung să-și cunoască darurile spirituale pe care le-a pus Domnul în ei. Fiindcă ei au alte treburi, nu au timp și alte scuze. Însă după acestea, după chemarea la mântuire, după chemarea la slujire pentru cei care sunt mântuiți, urmează o chemare, și am spus despre ea data trecută, doar am amintit-o, urmează la un moment dat o chemare pe care o vor auzi toți oamenii, mântuiți, nemântuiți, interesați sau neinteresați, dacă vor să o audă sau dacă nu vor să o audă, dacă au timp sau dacă nu au timp, dacă sunt atenți sau dacă nu sunt atenți.
Nu mai contează. Această chemare o vor auzi la un moment dat toți oamenii. Și aceasta este chemarea la judecată. Și acest tabel pe care vi l-au dat, tinerii înfățișează 7 judecăți despre care menționează Biblia. Chemarea la judecată. Dumnezeu va face dreptate și fiecare om va fi chemat să dea socoteală într-o zi. Și nimeni nu va putea lipsi. Nimeni nu va putea ignora acea chemare. S-ar putea să ignori chemarea la mântuire, să nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. S-ar putea să ignori ca și creștin chemarea la slujire, să nu ai timp pentru asta. Marc, nu-i voie să umbli acolo. S-ar putea să ignori chemarea la slujire, dar nici un om, mântuit sau nemântuit, nu va putea să ignore chemarea la judecată. Sunt mai multe judecăți temporare despre care vorbește Biblia și dacă o să vă uitați în acel tabel care vi l-am dat, sunt mai multe judecăți acolo. Dar există, în ceea ce îl privește pe om, există și judecăți ale îngerilor acolo, există și alte judecăți, da? Judecata diavolului, pentru diavolul, există și alte judecăți. Dar în ceea ce îl privește pe om, sunt două judecăți finale la care toți oamenii trebuie să se prezinte. Nu la amândouă. Unii se prezintă la una, unii se prezintă la alta. Fie la una, fie la alta, nimeni nu poate să lipsească. Ori te prezinți la una, ori te prezinți la cealaltă și asta nu este în funcție de cum vrea fiecare, ci în funcție de faptul dacă îl au pe Iisus sau nu îl au pe Iisus, dacă sunt mântuiți sau nu sunt mântuiți. Da. Dar la una dintre aceștia toți trebuie să se prezinte. Astfel că una este pentru cei credincioși, o aveți marcat acolo în tabel, cred că este pe rândul al treilea, judecata de la scaunul de judecata lui Hristos sau judecata credinciosului. Iar cealaltă este pentru cei necredincioși. Și este interesant să observați, nu o să vorbesc mult despre aceasta în seara aceasta, dar este interesant să observăm că aceste două judecăți corespund la cele două învieri. Toți morții vor învia, spune Apostolul Ioan în capitolul 5 din Evanghelia sa. De ce vă mirați? De fapt, nu spune Apostolul Ioan, spune Domnul Iisus acolo. Apostolul Ioan este cel care înregistrează spusele. Dar Domnul Iisus este cel care vorbește. Ioan 5, 28 și 29. De ce vă mirați că v-am zis? Va veni ziua când toți vor auzi glasul Fiului și toți vor ieși din morminte. Unii vor învia pentru viață, alții vor învia pentru judecată. Dar toți morții vor învia. Însă vor fi două înviere. Prima înviere, care este pentru viață, și a doua înviere, care este pentru judecată sau pentru condamnare. Și cele două judecăți finale corespund. Credincioșii merg la judecata de la prima înviere, care o să vedem ce este cu ea, despre care am citit în 2 Corinteni capitolul 5, iar necredincioșii merg la judecata pentru condamnare. Ei învie la a doua înviere. Deci haideți să le vedem pe acestea două. Mai întâi, judecata credincioșilor în 2 Corinteni capitolul 5, am citit primele 10 versete, se mai numește scaunul de judecată al lui Hristos. Este trecut tabelul acela. Scaunul de judecată al lui Hristos nu este un termen teologic, ci este luat exact din Scriptură, din versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Care toți? Care toți? Am auzit predicatori baptiști care fac așa o mare confuzie și au prezentat acest pasaj ca și când ar fi o judecată comună pentru toți oamenii. Care toți? Spune aici în versetul 10. Toți trebuie să ne împărțișăm. Păi haideți să lăsăm Scriptura să ne spună care sunt aceștia toți. Și cum ne spune dacă citim în versetele dinainte, să vedem cu cine vorbește, despre cine vorbește aici. Și în versetul 1 spune că știm că dacă se desface cortul acesta care este casa noastră, avem în cerul o clădire de la Dumnezeu, o casă veșnică, o casă ce nu este făcută de mâini, se referă de mâini omenești, ci este făcută de Dumnezeu. Despre aceștia toți se referă. Aceștia care au această nădejde, toți cei care știm că avem în cerul o casă veșnică
Și această casă veșnică nu se referă la locașul pe care îl pregătește Domnul Iisus Hristos, ci se referă la trupul ceresc. Aici este o comparație și o discuție între cortul pământesc, adică trupul acesta pământesc, și trupul ceresc, sau casa cerească, se vede din versetele următoare. Da? Un trup spiritual, ceresc, care nu este făcut de mâini omenești și care nici nu este din zidirea aceasta. În versetul 2 spune, și suspinăm noi aceștia care știm că ne așteaptă un cort ceresc, un trup spiritual. Suspinăm în cortul acesta, în trupul acesta, plin de dorința să fim îmbrăcați cu locuința noastră din cer. În trupul pământesc, suspinăm, pentru că sunt multe neajunsuri și slăbiciuni în acest trup, și dorim să fim îmbrăcați cu trupul ceresc. Dacă citim în paralel cu aceste versete în 1 Corinteni capitolul 15, care este capitolul ce vorbește despre înviere, în versetul 40, 1 Corinteni 15 cu 40, spune tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Sunt două feluri de trupuri. Noi acum avem trupul pământesc, trupul lui Adam. Dar toți cei care sunt ai lui Hristos, când vor înceta viața aceasta fizică, vor lăsa trupul acesta pământesc, se vor dezbrăca de el și la învierea morților vor fi îmbrăcați cu trupul ceresc. Pentru că există trupuri pământești și trupuri cerești. La înviere nu vom învia doar ca și duhuri, pentru că duhul nu moare niciodată, doar trupul moare. Când Domnul Iisus Hristos a înviat, El a murit în trupul omenesc și a înviat în trup duhovnicesc, spiritual. Și a venit la ucenicii săi în trup și ei se mirau, crezând că văd, un duh. El a spus, puneți mâna să vedeți. Un duh nu are carne și oase, dați-mi ceva să mănânc. Era o înviere în trup, dar era un alt fel de trup. Avea carne și oase, dar nu avea sânge. Da? Viața trupului acelea este în duh. În timp ce viața trupului acestuia, spune Biblia foarte clar că este în sânge. Da? Deci sunt trupuri pământești și sunt trupuri cerești. Înapoi, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 4, spune căci noi care suntem în cortul acesta suspinăm, fiind apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați din trupul acesta. Adică nu dorim neapărat să murim ca să ajungem în cer. Dar cum mai poți să ajungi în cer dacă nu mori? Cum? Să vină Domnul în timp ce suntem în viață și spune aici, asta dorim, zice Pavel, să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta. Se poate asta? Se poate. Dacă vom fi în viață la venirea Domnului, asta se va întâmpla. Nu toți vor muri fizic. Unii vor fi în viață la venirea Domnului. Aceia nu vor fi, nu vor muri, ci într-o clipă se vor transforma. Și Pavel spune, aceasta dorim, aceasta este cel mai bine. Nu neapărat vrem să gustăm moartea trupului, dar suspinăm în trupul acesta și vrem să fim îmbrăcați cu celălalt. Dacă citim chiar și în 1 Corinteni 15, ne explică despre lucrul acesta. 1 Corinteni 15 cu 51. Iată, vă spun un mister. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Iarăși, care toți vorbește aici? Cei credincioși. Cei care au parte de prima înviere. Versetele dinainte arată lucrul acesta. Da. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trompetă, căci trompeta va suna, morții vor învia, nesupuși cu trezirii, și noi vom fi schimbați. Care morți vor învia? Cei credincioși, care au murit în Hristos de sute de ani, de generații. Când va veni Domnul Iisus Hristos, ei vor învia. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că ei vor învia mai întâi și apoi noi, cei care vom fi în viață, vom fi schimbați. Da. Într-o clipeală din ochi, spune aici, la sunetul celei din urmă trompete, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Întoarcem în 2 Corinteni, capitolul 5 și la versetul 5 ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că cel care a plănuit toate acestea, asta nu este ideea pocăiților, asta nu este teologia sau ideologia unei biserici sau unui om, ci cel care ne-a făcut pentru toate acestea, spune, este Dumnezeu. Și ca garanție ne-a dat Duhul lui cel Sfânt. S-a menționat de dimineață, dacă nu greșesc, Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14, atunci când am auzit
Evanghelia mântuirii noastre, am crezut și am fost pecetuiți după ce am crezut cu Duhul Sfânt, care este o garanție. Și aici, al 2 Corinteni, capitolul 1 și versetul 22, ne spune același lucru, că Dumnezeu ne-a și pecetuit și ne-a dat arguna, asta înseamnă arguna, garanția că va duce la bun sfârșit acea tranzacție. Ne-a dat arguna Duhului Sfânt în inimile noastre. Deci cel care a făcut toate acestea este Dumnezeu. Și El ne-a dat garanția Duhului Sfânt. În versetul 6 și versetul 8, spune, de aceea, noi cei mântuiți suntem plini de încredere. Așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere că acestea sunt toate de la Dumnezeu, nu sunt niște născociri ale minții noastre. Noi suntem plini de încredere. Dacă nu suntem în cer, înseamnă că, dacă nu suntem în cer în prezența Domnului, că Domnul Iisus este acum în cer, fizic în prezența Domnului, dacă nu suntem în cer, înseamnă că suntem în viață aici, deci trăim. Aici pe pământ, asta spune versetul 6. Știm că dacă suntem acasă în trupul acesta, suntem absenți din prezența Domnului. În versetul 8, da, suntem plini de încredere că pe de altă parte, dacă părăsim trupul acesta, adică murim moartea fizică, nu avem nicio teamă. De ce? Pentru că ajungem direct acasă cu Domnul, în prezența Domnului. Da, noi suntem plini de încredere. Dacă nu suntem în cer cu Domnul, suntem în viață. Dacă nu suntem în viață aici, suntem acasă cu Domnul. Nu există altă posibilitate pentru noi și de aceea suntem plini de încredere. De unde? De unde această încredere? De unde această speranță? Versetul 7 spune, pentru că noi umblăm prin credință în Cuvântul lui Dumnezeu, nu prin vedere. Această încredere nu vine din ceea ce spun oamenii, din ceea ce spune la știri, din ceea ce zice mintea mea sau ne învață la școală sau în alte părți. Ci această încredere vine din Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Și de aceea suntem plini de această speranță și încredere. Acum în versetul 9 zice, de aceea. De ce de aceea? Din cauza tot ce s-a spus până aici în versetele anterioare. De aceea, pentru că știm bine că așa va fi, știm bine că noi cei mântuiți avem o casă în cer, un trup ceresc, când nu suntem aici, suntem acolo. De aceea, interesant, spune, ne și silim să-i fim plăcuți. Cu alte cuvinte, știm, nu există altă posibilitate pentru noi. Ori suntem aici, ori suntem acolo. Nu avem altă frică. Dar cu toate acestea, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Nu doar vrem să știm că ajungem acolo, dar vrem să știm că vom fi primiți bine acolo, vrem să știm că îi suntem plăcuți. Amin? Amin. De aceea, fiindcă vom ajunge acolo și nu avem nicio îndoială de asta, dacă l-avem pe Fiul, avem viața, știm bine că dacă se strică casa aceasta, cortul acesta pământesc, avem în cerul o casă de la Dumnezeu. Și tocmai fiindcă știm astea, nu vrem să ajungem oricum acolo, ci ne și silim să-i fim plăcuți. Ne și silim să-i fim plăcuți. De ce? Pentru că, spune, noi care suntem fii și fiice, va trebui să ne împățișăm toți, în versetul 10, toți cei mântuiți, trebuie să ne împățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Vom ajunge acolo, dar prima înfățișare va fi înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Pentru ce? Dacă suntem în cer, ce mai contează? Suntem în cer, nimeni nu ne mai scoate de acolo, dar prima înfățișare va fi înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. De ce? Spune aici în versetul 10. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata. Nu pediapsa. Acolo nu primim pediapsă la acea judecată, ci acolo primim sau nu primim răsplata. Pe ce bază? După ce vom fi judecați, pe ce bază primim răsplata? Spune aici, după binele sau răul pe care l-au făcut în viața aceasta. În care viață? Pentru Dumnezeu există o singură viață. Din momentul în care am fost mântuiți, până atunci noi eram morți. Față de Dumnezeu eram morți, nu trăiam.
Viața înseamnă în momentul în care am primit Duhul Sfânt, am fost mântuiți, am fost născuți din nou, atunci am înviat împreună cu Hristos. Deci, binele sau răul care l-am făcut din momentul în care am devenit copii ai lui Dumnezeu. Pe baza acestor lucruri vom fi judecați pentru răsplătire, nu pentru pedepsire. Dacă citim în 1 Corinteni, capitolul 3 și versetul 13, ne spune lucrul acesta, 1 Corinteni, capitolul 3 și versetul 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, căci ziua o va face cunoscută, pentru că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, temelia este Hristos, spune versetele dinainte, adică este pentru cei care l-au pe Hristos, cei care sunt pe mântuiți, dacă lucrarea pe care au zidit-o pe temelia aceasta, adică după ce au fost mântuiți, faptele pe care le-au făcut după ce au fost mântuiți, spune, dacă lucrarea care au zidit-o pe temelia aceea va rămâne, va trece testul focului, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea cuiva este arsă, dacă au făcut lucruri ușoare, cuiva e prestie, neimportante, nevaloroase pentru lumea de apoi, pentru împărăția cerurilor, valoroase pentru lumea de aici, dar nevaloroase pentru lumea de dincolo, atunci, spune, lucrarea lui va fi arsă, nu va avea greutate. Cât despre el, Iisus spune, va fi mântuit. Nu este vorba despre mântuire aici, dar ca prin foc, nu va avea nicio răsplată. Aceasta este judecata credincioșilor și niciun credincios nu poate lipsi de acolo. A celor care au parte de prima înviere este în cer, la scaunul de judecata lui Hristos, este o judecată a răsplătirilor, nu este pentru pedeapsă, este pentru răsplătire și este o judecată a lucrării credincioșilor. Cealaltă judecată la care vor merge restul toți, care n-au fost la aceasta, vor merge la cealaltă. Și aceasta o vedem în Apocalipsa, capitolul 20. Și mai întâi, în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6, spune, binecuvântați sunt cei ce au parte de prima înviere. Am spus că cele două judecăți sunt corespunzătoare cu cele două învieri. Judecata credincioșilor corespunde celor care au parte de prima înviere. Și iată, spune aici, în Apocalipsa 20, cu 6, binecuvântați și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are nicio putere. Ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor domni cu ei 1000 de ani. Aceștia sunt cei care vor învia la răpirea credincioșilor. Vor domni cu Hristos pentru 1000 de ani. A doua moarte nu are nici o putere asupra lor. Care este a doua moarte? Prima moarte este moartea trupului, această moarte aici pe pământ, iar a doua moarte este iasul de foc. Este pedeapsa veșnică, în care nu mai există scăpare. O să vedem aici în versetele acestea. În versetul 5 din Apocalipsa 20 spune, dar ceilalți morți, care ceilalți morți? Care n-au înviat la prima înviere, care nu vor domni cu Hristos 1000 de ani, care nu vor merge la scaunul de judecată al lui Hristos, dar ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit ce 1000 de ani. Dar apoi vor învia și ei, toți. Toți vor învia. În versetul 7 spune, când se vor împlini ce 1000 de ani, ce se va întâmpla după ce se vor sfârși ce 1000 de ani de împărăția lui Hristos aici pe pământ? Spune, Satana va fi dezlegat pentru puțină vreme. Cum adică dezlegat? Pentru că Satana va fi legat și aruncat în adâncuri, în închisoarea din adâncuri, pentru cei 1000 de ani, când Hristos va domni aici pe pământ. În primele 3 versete din Apocalipsa 20 vedem lucrul acesta. Versetul 3 spune, l-a aruncat în adânc, l-a închis, a peciuit intrarea asupra lui ca să nu mai înșele națiunile până se vor împlini cei 1000 de ani. Dar când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și ce va face? Ce a făcut din totdeauna, versetul 8 și 9, va înșela din nou națiunile pentru puțină vreme și se vor răzvrăti și se vor ridica împotriva Ierusalimului, pentru că de acolo va domni Domnul Iisus Hristos. Tronul său va fi la Ierusalim. El va sta pe tronul lui David. Biblia vorbește despre toate aceste lucruri. Și ce se va întâmpla? Versetul 10 spune că Dumnezeu va trimite un foc din cer și îi va nimici pe toți. Și diavolul va fi aruncat în iazul de foc pentru totdeauna. Și nu va mai fi scăpare de acolo. Și în versetul 10, în 11, pardon, spune, apoi am văzut un tron mare și alb și cel ce stătea pe el
pământul și cerul au fugit, fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Apoi, după ce diavolul este aruncat în iazul de foc, după ce au trecut 1000 de ani, va începe judecata finală, judecata de la tronul mare și al Maestelui. Și Dumnezeu este Cel care stă pe tronul acela și vedem că toată creația tremură în vremea aceea. Spune, au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. În versetul 12 spune, am văzut pe morți, mici și mari, nu contează, toți care au mai rămas. Am văzut stând în picioare înaintea lui Dumnezeu și niște cărți au fost deschise. Toți morții care n-au avut parte de prima înviere vor fi înviați și se vor prezenta necondiționat înaintea tronului Mareșal, stând în picioare înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta arată că fiecare este vizat acolo. Și au fost aduse niște cărți, spune aici, cu faptele lor. Și morții au fost judecați, în versetul 12, după faptele lor, după lucrurile care erau scrise în acele cărți. Dar tot în versetul 12 spune că a mai fost adusă încă o carte. Niște cărți cu faptele lor, sunt miliarde, miliarde de oameni, multe cărți cu faptele noastre. Sau, mă rog, cu faptele lor. Și a mai fost adusă o carte, care este Cartea Vieții. Și în versetul 15 spune așa, oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Oamenii au o părere foarte greșită și diavolul îi înșală cu privință la această judecată. Majoritatea oamenilor știu că va fi o judecată de apoi. Judecata de apoi. Dar majoritatea oamenilor cred că la judecata de apoi, deși vor fi judecați după faptele lor, oamenii cred că Dumnezeu va avea un fel de cântare, așa, o balanță. Și Dumnezeu va arăta faptele lor rele, ei vor mai spune, dar Doamne, dar ți-amintești că am dat o pâine la un sărac și am mai făcut asta, ți-amintești că am fost bun și n-am mințit și n-am făcut. Și oamenii cred că așa se va face cu balanța aia și până la sfârșit ei speră ca faptele lor bune să devină mai mult balanța și să scape. Nu spune nimic aici despre așa ceva. Spune că va fi adusă o altă carte care este Cartea Vieții. Nu spune nimic despre ei că vor avea puterea sau ocazia să se apere și să-și arate faptele bune și nimic. Oricine nu va fi găsit scris în Cartea Vieții, va fi aruncat în iazul de foc. Versetul 13 și 14 spune că toți oamenii care n-au avut parte de prima înviere vor fi acolo și niciunul nu poate ignora acea chemare. Spune, marea a luat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților a luat înapoi pe morții care erau în ele. Sunt mulți oameni care bagiocorești și spune, unii au murit în explozie, au murit în foc, au ars. N-a mai rămas nimic din ei, nici oasele n-a mai rămas. Cine vor va învia pe aceea? Dumnezeu spune că toți se vor prezenta acolo. Toți cei care au trăit vreodată și n-au avut parte de prima înviere vor fi acolo. Cei care au murit în mare, cei care au murit pe uscat, mari și mici, toți se vor prezenta acolo. Moartea și locuința morților spune apoi că au fost aruncate în iazul de foc și toți cei ce au fost judecați acolo au fost aruncați în iazul de foc. Fiindcă după faptele noastre, niciunul nu suntem buni. Niciunul nu are numele scris în Cartea Vieții pe baza faptelor. Acolo se va determina doar gradul de pedeapsă, dar destinația este deja stabilită, este iazul de foc. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și versetul 17 și 18, Domnul Iisus Hristos spune așa, Ioan, capitolul 3, versetul 17 și 18. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Despre ce venire este vorba aici? Despre prima venire a Domnului Iisus Hristos, acum 2000 de ani. El a venit să cheme oamenii la pocăință, nu să-i condamne, să-i judece. Dar când va veni a doua oară, atunci oamenii vor fi judecați. Și spune aici, cine crede în El, nu este judecat. Dar cine nu crede în El, a fost deja judecat. Nu trebuie să aștepte până la judecata de apoi, să vadă ce îi va zice Dumnezeu. În versetul 36 din același capitol din Ioan 3 spune, cine crede în Fiul are viață. Cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Viața este pentru cei ce sunt cu Fiul. Mânia este pentru cei care nu-L au pe Fiul.
Ei au fost deja judecați. În ziua aceea nu se va mai judeca nimic în stilul cum cred oamenii, că vor fi cercetate faptele, hai să vedem cumva sunt și bune și rele și... Nu! Acolo vor primi doar sentința și gradul de condamnare. Dar toți vor rămâne în iazul de foc pentru totdeauna. Și tot în Ioan, capitolul 5, versetul 24, Domnul Iisus Hristos spune așa: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. La care judecată? La judecata aceasta de la tronul mare și alb, unde morții vor fi judecați după faptele lor. Cine crede în Domnul Iisus Hristos are viață veșnică, ci nu vine la judecată, ci a trecut, spune aici, din viață la moarte, din parte invers, din moarte la viață. Mă gândeam că din viața aceasta, așa cum spune Pavel. Dacă nu suntem cu Domnul în cer, înseamnă că suntem în viață aici. Dacă nu suntem în viață aici, suntem acasă cu Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Cine are pe Fiul nu vine la judecată, a trecut din moarte la viață. Dar și credincioșii vor da socoteală. Nu doar cei necredincioși la această judecată, dar și credincioșii vor da socoteală pentru felul cum au trăit ca și fii al lui Dumnezeu. De aceea, spune Dumnezeu prin Apostolul Pavel, ne și silim, sau ar trebui să ne dăm silința, să-i fim plăcuți. Să-i fim plăcuți. Fiindcă vom sta cu toți acolo, la scaunul de judecată lui Hristos. Și lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, va fi evaluată și va zice Domnul: paie, fân, trestie, nimic valoros. Sau argint, aur, pietre scumpe. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față.